să nu, părinții nu își pot exercita dreptul în acest moment. Ce poate face partenerul? Poate să ceară repatrierea propriilor cetățeni. Și poate să se îngrijească să respingă modul abuziv, pentru că este un mod abuziv de a lua copiii din familie. Vă rog să-mi spuneți, putem presupune că un copilaș de 5 ani spune orice trăsnaie, da? Intră la copiii, spun lucruri trăsnite întotdeauna. Dar spuneți, în care e justificarea să iei un prunc de 4 luni de la sânul mamei? Puteți să-mi dați o explicație logică sau umană măcar? Cum pot să iei un copilaș de 4 luni de la sânul mamei? Sunt bunic de nepoți. Și stăteam și-mi imaginam cu ochii minții ce ar fost să vină cineva să-mi ia nepoței în cele 8 luni cât au primit piept, să ia să spună, îi ducem la o mamă surogat. E inuman, pur și simplu. Inuman, revoltător ca abordare. Asta una. În al doilea rând, dacă ați observat, i-au împrăștiat la diverse familii. Cum face asta cu 5 copii aia ce el ia în familie?